Fac așa un tur la măcar 180 de grade, dacă nu la 360. Suntem pe vechiul velodrom din incinta complexului sportiv Dinamo, prieteni. De aici am ales să fac în această zi cota 2, care este formată dintr-un singur meci. Iarăși o incintă foarte frumoasă, folosit și pentru rugby și pentru ciclism, acest velodrom, și pentru motociclism. Dar în fine, să ne întoarcem la cota noastră de 2. Am găsit un meci care mi se pare foarte, foarte bun. Unirea Dej cu Poli Iași în play-off-ul din Liga Secundă se joacă luni de la ora 17:30. Am ales, bine, dacă era după mine, să știți că alegeam unul solist, pentru că e cotă de 3.35 pentru formația clujeană, pentru Dej, care a venit parcă de niciunde și are șanse de calificare la baraj după victoria cu Buzăul de etapa trecută. Iașul și-a văzut saci în căruță, este pe primul loc, nu poate să mai piardă nici promovarea în Superliga, nici primul loc în play-off, așa că sunt convins că deja elevii lui Leo Grozavo sunt în vacanță. Cum însă suntem sub auspiciile cotei 2, o să jucăm 2.35 cota A, pentru că avem victorie fără egal și asta este foarte, foarte bună. În caz că este egal, se rambursează la cotă 1, dacă bate Dejul avem 2.35, dar eu încă o dată spun că și victoria 1 solist la 3.35 este la fel de bună pentru Unirea. Deci jucați ambele variante. Toate cele bune, v-am salutat!